Atmosferă de poveste cu legende și mistere la Sulin. A început Festivalul Piraților, unde sunt comemorați toți cei îngropați în celebrul cimitir internațional. Sute de turiști au mers în Delta pentru acest eveniment. Vă arătăm și noastră imaginile în câteva minute. Odată cu venirea căldurii, ni se schimbă și obiceiurile de consum. La fel se întâmplă și în cazul vinului. Somelierii spun că este mai puțin importantă culoarea vinului pe care îl consumăm vara, contează însă ca acesta să fie fructat. Alegerea unui vin nu este la îndemâna oricui și depinde de o mulțime de factori, inclusiv de anotimpul în care îl bem, iar sezonul cald este specific vinurilor fructate albe și roze, precum și a spumantelor. Pentru că vin zilele de vară, cea mai bună alegere este un Prosecco. Are un miros proaspăt și fructat, aciditate echilibrată și o efervescență bine definită. În principiu este perioada în care aceste tipuri sau sortimente de vinuri se pretează foarte bine, iar ele pot fi consumate în diferite contexte. Petreceri, la plajă, la restaurant sau în asociere culinară cu diferite preparate specifice sezonului estival. Un alt aspect important atunci când alegem vinul este mâncarea cu care îl asezonăm. Dacă vorbim despre un Prosecco alb, putem să mergem pe preparate din carne albă, paste, pește, pui, fructe de mare. Weekendul acesta în București se desfășoară cel mai așteptat festival dedicat vinurilor din România. Vizitatorii au la dispoziție peste 1000 de sortimente din 10 țări, dar se bucură și de un festin gastronomic. Avem de la vinuri spumante, la vinuri roșii importante, vinuri premiate, uneori chiar cu 97 puncte parcă. Avem soiuri autohtone, avem aproximativ 15 soiuri autohtone prezente la acest festival. Cel mai mare stand este dedicat producătorilor din România și Republica Moldova. Chiar dacă vorbim de un produs tradițional, vinicultorii nu s-au oferit să aducă în fața publicului și inovații. Am adus busuiaca de alb ca o inovație, vinificată în busuiaca de băutin vinificată în alb, ca și procedeu mai laborios, și este unica și singura din România la ora actuală ca și produs din gama de vinuri românești. Am elaborat un nou segment pentru Horeca Nocturn, fiind filosofia și mesajul acestui segment este struguri culeși noaptea, care se păstrează mai bine aroma, se primește un vin mult mai bun, și în felul acesta ele sunt vinuri gastronomice care foarte bine se asociază cu mâncarea. Pentru prima dată în istoria festivalului, un stand a fost dedicat celui mai important producător de vinuri din lume, Italia. Peste 40 de producători italieni de top și-au găsit locul aici, iar vizitatorii se pot delecta și cu produse alimentare specifice. Romania represents a very important market for us, but not only market, because we are now also investing and we are developing joint projects, so there is a sharing of knowledge, of technology, of expertise. Anul trecut, România a importat din Italia produse agricole și agroalimentare de aproape 800 de milioane de euro. În top găsim brânzeturi și lactate, cafea, vin și produse de panificație.